Alpinistul din Petroșani, Adrian Ahrițculese, a ajuns în tabăra de bază Everest Base Camp. De aici va urma trasee de urcare pentru aclimatizare la peste 6.000 de metri, apoi la 7.000 de metri, pentru ca într-un final să ajungă să-și atingă obiectivul, să cucerească Everestul. Urmăriți o filmare în exclusivitate pentru Antena 3 Deva, trimisă de Adrian Ahrițculese. Vă transmit toate gândurile mele de bine din Nepal. Până acum totul a decurs conform programului stabilit. Am cunoscut echipa și împreună am luat contact cu o nouă civilizație, cu o nouă cultură, cu un nou mod de viață de a trăi. Încerc să rămân pozitiv și încrezător în atingerea obiectivului. Acum aflu în tabăra de bază a Everestului, care se află la o altitudine de aproximativ 5.350 de metri. Astăzi avem o zi liberă, de mâine vom continua cu antrenamentele și în funcție de vreme vom începe cele două rotații de aclimatizare. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de încurajare și susținere. Să auzim de bine!